Rețetă de pește la cuptor foarte ușoară, macrou delicios. Curățăm și tăiem cartofii și morcovii felii. Spălăm peștele și îl tăiem bucăți. Punem în tavă feliile de cartofi și morcovi. Tăiem o roșie felii sau punem două linguri de sos pe roșii. Așezăm deasupra bucățile de pește și pisăm peste ele doi căței de usturoi. Prezărăm sare, piper și condimente după gust. Dăm la cuptor cu un pahar de vin sau de apă și lăsăm până scade apa și se rumenește peștele. Servim stropit cu pătrunjel verde tocat și zeamă de lămâie. E un deliciu! Poftă bună!